Ești puternic atunci când ești informat. Diferența stă în atitudine. Informația trebuie selectată. Implică-te și tu. Transformă informația în acțiune. Fii tu schimbarea pe care o vrei la alții. Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În serviciul dumneavoastră. Este vineri, suntem cu câteva zile deja trecuți de jumătatea lunii august, deci suntem în vacanță încă, ne bucurăm de aceste zile frumoase, deși au fost cam ploioase în ultima săptămână, dar venim astăzi cu o propunere, cu o idee de petrecere a timpului liber și mai ales de dezvoltare personală alături de invitata noastră de astăzi, dar și de colega mea, reporter la emisiunii noastre, Alexandra Stan. Alexandra, bine ai venit! Bună ziua, dragi telespectatori! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră într-o nouă ediție emisiunii În serviciul dumneavoastră. Și, bineînțeles, invitatea noastră care ne va duce pe calea cea bună astăzi a dansului, ne va învăța atât de multe lucruri, chiar limita dintre sport și dans, dintre sport și artă. Simona, bine ai venit, ea este Simona Din, studentă la master în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, la specializarea dans. Simona, bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Înainte să începem lunga noastră conversație de astăzi, în care vom afla multe lucruri interesante de la Simona. Simona, o luăm ca pe o promisiune? Absolut, bineînțeles. Absolut. Haideți să urmărim un material despre dans.
Dansul reprezintă atât o modalitate de relaxare, cât și un mod de a ne exprima emoțiile negative sau pozitive. Printre beneficiile pe care le aduce dansul în viața noastră se numără îmbunătățirea comunicării interpersonale, ameliorarea unor afecțiuni musculare sau articulare și este o modalitate împotriva stresului. Cei care doresc să pășească pe scene în ritmuri de hip-hop sau R&B sunt așteptați să se alăture trupei de dans a Asociației Interculturale Română-Coreană. Dansul, pe lângă faptul că ne ajută să ne menținem în formă, ne ajută să eliberăm stresul zilnic și ne ajută să avem o atitudine și o dispoziție mai bună în viața de zi cu zi. Deci, da. În ciuda faptului că sunt trecuți de tinerețe, cei mai în vârstă îi sfătuiesc pe tineri să îmbine sportul cu munca, deoarece beneficiile nu vor întârzia. Un exemplu în acest caz este domnul Ion Ionescu, care a lucrat 50 de ani ca profesionist la 9 instrumente în ansamblul Doina Argeșului. Am îmbinat și sportul cu meseria mea și am mers pe jos foarte mult. Merg cam 3-4 km zilnic și asta m-a întărit, sportul. Cu siguranță, cei mai încântați de aceste activități interactive sunt cei mici. Printre prichindeii care preferă dansurile se numără și Antonia, care ne explică de ce este indicat să urmăm cursuri de dans. Este bine să mergem la dansuri ca să ne menținem în formă, să ne facem prietenii noi și este distractiv. De ce e bine să facem mișcare prin dans? Aflați în această emisiune de la invitata noastră, Simona Din. Dragi prieteni, am revenit. Simona, prima întrebare pe care vreau să ți-o adresez este: cum ai descoperit tu această pasiune pentru dans și lucrând cu elevi, cu copii, cum ai ajuns să relaționezi cu ei? Pasiunea pentru dans a existat dintotdeauna. Adică și eu la rândul meu am urmat cursuri de dans când eram elevă la Palatul Copiilor din Pitești. Și apoi, ca orice persoană, am absolvit facultatea, am lăsat un pic deoparte hobby-ul, până la un punct în care am simțit nevoia de mișcare. Și atunci am zis că cel mai bun lucru la care, sau lucrul la care mă pricep cel mai bine, este dansul. Și ca atare m-am înscris la masterul de performanță sport cu specializarea mea și acum sper să absolv și să predau cursuri de dans și în Pitești și în Mioveni și în tot județul Argeș. Poate chiar mai mult. Cum este să lucrezi cu copiii? Este minunat. Pentru mine e o pasiune. Place foarte mult să lucrez cu copiii de toate vârstele. Sunt și o provocare, dar mi oferă și foarte, foarte multe satisfacții. Și atunci o fac cu foarte mare plăcere. Eu vreau să-ți mărturisesc că mie mi se pare foarte greu să lucrez cu copiii. Ei au personalitățile acestea, vin toți cu niște personalități diferite și se strâng într-o echipă cum sunt la tine. Da. Nu știu, nu au existat conflicte între ei și să trebuiască să le rezolvi tu ca profesor al lor? Acum, pregătirea în dans presupune mai multe aspecte. Pe lângă partea artistică, partea de dans efectiv, copiii trebuie pregătiți și din punct de vedere tehnic, și din punct de vedere tactic, și din punct de vedere psihologic. Și atunci face cumva parte din această pregătire și este... Eu am vrut să abordez latura asta, adică prin dans mi-am dorit foarte mult să învăț copiii să fie disciplinați, să muncească mai mult, să se înțeleagă unii cu ceilalți, învețe să comunice, să-și comunice sentimentele și așa mai departe. Și atunci a venit de la sine tot ce... Și într-adevăr au existat conflicte, mai ales când e vorba de adolescenții, e normal. Tocmai că lucrez cu o vârstă foarte, foarte dificilă. Da! Dar, da, conflictele s-au rezolvat prin comunicare, în special. Iar acolo unde am simțit că mă depășește problema, am apelat la ajutorul sau la voluntariatul altor persoane, ca de exemplu psihologi sau doctori, sau am mers și am cerut ajutor și i-am rugat alți profesioniști să vină și să mă ajute din punctul respectiv. Chiar voiam să zic, scuze-mă, voiam să zic că ieri am venit la voi la sală și văzând cum acționați, ne-ai povestit despre acest lucru, că ai făcut o serie de pregătiri cu ei. Povestește-ne despre aceste pregătiri.
să zicem, în primul rând am vrut să-i pregătesc pe copii și în special pe adolescenții cu care am lucrat să fie mai încrezători, să nu mai fie așa timizi. Și atunci am lucrat prin a-i pregăti pentru scenă, prin a-i pregăti pentru a fi în fața unui public. I-am învățat cumva să aibă mai multă încredere în ei și încă sunt în procesul ăsta de a învăța despre ei înșiși. Și eu zic că decurge destul de bine. Acum, planul meu pentru luna septembrie este să apelez la ajutorul unei doamne consilier psihoterapeut care să lucreze cu adolescenții din grupa mea cea mare și să îi ajute să fie și mai încrezător și mai să învețe să se exprime mai creativ și mai original ca înainte. Da. Ai specificat faptul că grupa cea mare, da. Elevii ce vârste au? Lucrez cu mai multe grupe de vârstă. Am început cu elevi de 3 ani, începând grupă între 3 și 5 ani, am elevi între 6 și 8 ani, am elevi între 10 și 14 ani, iar în grupa cea mare sunt elevi între 13 și 19 ani. Bineînțeles, am lucrat și cu adulți, dar a fost mai greu pentru că nu prea inspira stilul muzical și atunci a fost mai greu să lucrez. Dar cu copiii sunt foarte deschiși și sunt foarte încântați de a face mișcare. Eu sunt sigură că ei acum se uită la tine și nu știu cum o să vină întrebarea asta. Vreau să întreb cu care te înțelegi cel mai bine? Care sunt mai... Sau hai să spunem, care te ascultă și sunt acolo unde vrei tu să ajungi? Am să răspund altfel la întrebarea asta. Da. În momentul de față, să zicem că sunt mai activă cu grupa cea mare, da? Cu cei între 13 și 19 ani. Ceilalți sunt încă în faza de pregătire, lucrez de mai puțin timp cu ei, au mai puțină experiență și atunci mai am de lucru în sala de dans. Cu cei mari am început să ieșim la spectacole, să mergem la audiții și atunci am ajuns să lucrez pe alte aspecte în afară de cele doar dansul și doar partea tehnică sau tactică. Simona, îți mărturisesc că nu te-am invitat să ne vorbești despre dans în general, da. Ci pentru că tu faci un dans special. Da. Cel puțin la noi în oraș nu este atât de cunoscut. Da. În țară știu că ne-ai povestit că este. Da. Povestește-ne despre acest stil de dans și te rog să ne spui de ce ai ales tu acest stil. Stilul de dans se numește K-pop. Înseamnă Korean pop, adică pop corean. Presupune muzica pop coreană numai pe muzica pop coreană se dansează și presupune, stilul de dans presupune să reproduci coreografia din videoclip. În Coreea și în toată lumea există un curent prin care coreografiile acelor artiști sunt realizate de cei mai buni coreografi din lume. Și artiștii, după ce au videoclipul, scot pe piață, scot și un alt videoclip cu dance practice. Adică ne arată coreografia cap-coadă în sala de dans. Pentru acest lucru îl fac în special pentru ca noi ceilalți care ne uităm să putem să o reproducem și există sau au început să se organizeze concursuri și la nivel național și la nivel internațional și e așa un val care a venit înspre noi, înspre Europa și spre America în special. Tu de ce ai ales acest stil? Mi-a plăcut muzica și mi-a plăcut coreografiile, deși sunt realizate pe muzică pop, sunt coreografii de hip-hop. Și atunci este un stil care pe mine mă reprezintă și îmi place foarte, foarte mult și sunt foarte, foarte expresivi. Și atunci de-aia am abordat stilul.
Sincer, până la tine eu nu auzisem de acest stil și aș vrea să știu dacă te-a inspirat vreun dansator sau vreo anume trupă care te-a determinat să îmbrățișezi acest gen. Este într-adevăr o trupă care mi-a... De fapt, este trupa care mi-a atras atenția asupra muzicii. Trupa se numește Shiny. Sunt 5 băieți coreeni, ca să zic așa. Și, practic, felul cum am ajuns să cunosc acest curent a fost, eram pe YouTube și s-a nimerit să-mi apară un videoclip, chiar videoclipul formației, acestei formații care e și formația mea preferată. Și mi-a plăcut foarte mult coreografia, m-am interesat, am început să învăț formațiile, stilurile de dans, coreografiile, coreografii și am ajuns în ziua de astăzi, când deja le reproducem și încercăm și noi să fim cumva ambasadori ai stilului. Când le-ai vorbit prima dată copiilor despre acest stil, cum au privit acest lucru? Copiii știau despre acest stil. Toți copiii care dansează în această grupă, în grupa cea mare, practic au luat contact cu muzica și cu dansul înainte de a mă cunoaște pe mine și pentru că motivul pentru care am creat trupa a fost copiii stăteau în spatele calculatoarelor, nu făceau mișcare, erau timizi și m-am gândit că cel mai bine și cel mai bine ar fi să-i scot de acolo și să facem și mișcare și să cumva să ne împărțim hobby-ul. Și atunci ne-am întâlnit și din proiectul a fost pus pe picioare cu doar cu două fete. Adică eram 3 persoane, acum sunt 13 în grup. Care a fost cel mai plăcut moment cu ei de până acum? Cel mai plăcut moment a fost când au participat prima oară la concurs, la un concurs K-pop. În martie a fost la București. Și am muncit foarte mult pentru concursul respectiv, ne-am pregătit, am avut foarte multe emoții fiind primul moment și le-a ieșit perfect, iar energia dintre ei a fost incendiară și mi-a plăcut foarte, foarte mult. A fost. De aici cred că și sloganul, motoul trupei. Da. Atunci și l-au ales sloganul. Da? Da. Am simțit eu. Știi ce vreau să-ți spun? Eu care ascult muzică, nu știu să dansez, ascult muzică, într-adevăr muzica ne inspiră. Pe mine mă inspiră, de exemplu, să scriu. Da. Dar eu trebuie să înțeleg. Ce trebuie să înțeleg cuvintele? Cum vă descurcați voi cu coreana? Păi... eu, de exemplu, învăț limba coreană, o studiez, fac meditații și am ajuns la un nivel aproape de intermediar. Dar, fiind copii, fiind adolescenți, ascultă tot timpul aceleași melodii, videoclipurile coreene, industria asta a K-pop-ului este foarte bine pusă la punct și se investesc mulți bani. Și atunci videoclipurile au subtitrări deja difuzate de către compania care le produce și auzind cuvinte repetitiv încep să înțelegi, încep să reții ce înseamnă și mai ales că majoritatea cântecilor vorbesc despre iubire, așa cum normal că reții termenii și încep să înțelegi cât de cât despre ce e vorba și în plus... După cum spuneam, coreografiile sunt foarte sugestive, adică înțelegi din dans, înțelegi cam ce ar trebui să transmită cântecul respectiv. Eu cred că asta este cel mai important, să reușești să transmiți prin dans melodia, practic. Da. Cu ce sunt acești copii deosebiți față de cei care dansează, nu știu, alt stil de dans? Tu cunoști atât de multe stiluri de dans. Păi, acum, toți copiii, toți oamenii sunt deosebiți și fiecare e unic în felul lui. Ei sunt deosebiți pentru faptul că sunt timizi, că au personalitățile bune, pozitive, sunt optimiști, sunt muncitori și dornici de a face lucruri bune. Și asta cred că i-a atras și către genul ăsta de muzică. Și cred că asta i-a atras și către mine, pentru că de obicei elevii îmi seamănă foarte mult ca și personalitate și atunci cred că asta pot să spun despre ei. Ei sunt diferiți ca și personalități,
Dar e ceva acolo care îi unește, o bunătate, o dorință de muncă și un optimism care le aparține tuturor. Ești exigentă cu ei? O, da. Da, sunt exigentă și sunt rea uneori cu ei, dar este ceva necesar. Copiii atunci când învață ceva, îl repete de mai multe ori și li se pare că este totul ok. Și atunci când vrei să ceri de la ei mai mult sau când vrei, când tinzi către performanță, către a fi mai bun, tot timpul trebuie împinși de la spate. Și acolo este momentul în care trebuie să fiu exigentă cu ei și să chiar să fiu rea uneori. Eu nu știu cât de rea ești tu, pentru că eu au avut numai cuvinte de laudă la tine. Nu cred că te văd ca pe o profesoară, bine, în sensul, ei te văd ca pe o prietenă. Da. Cum ai reușit tu să stabilești această relație cu ei? A venit natural, pur și simplu, pentru că îmi place ceea ce fac și sunt implicată nu numai ora de dans, nu înseamnă numai ora de dans pentru mine. Înseamnă să cunosc câte puțin despre situația lor, având experiențele împreună, faptul că am plecat în alte orașe, le-am cunoscut și familiile, o parte, și atunci noi ne comportăm ca într-o familie. Și dacă iau decizii pentru grupul, le iau împreună cu ei. Nu, foarte rar s-a întâmplat să impun ceva fără să le cer părere. Și atunci ei au simțit că vreau să comunic și s-au unit cumva și comunică bine cu mine. Vin la tine și cu alte probleme, nu numai cele legate de... Da, este? Da, da, cred că și de asta m-au considerat ca pe o prietenă, pentru că, așa cum spuneam, ora de dans nu înseamnă numai a mă axa pe dans și atât, m-a interesat în special bunăstarea lor sufletească, că atât, cu atât pot să-i ajut momentan. Și atunci când am sesizat că sunt probleme, am încercat să discut cu ei, să, în măsura în care pot să le rezolv problemele și cu un sfat, chiar doar cu un sfat, pentru ei a însemnat foarte mult, sau pentru un anumit copil care a avut problemă, a însemnat mult și l-a ajutat să iasă poate dintr-un impas. Și uneori pentru adolescenți este, și nu numai, pentru orice om în general, este important să fii acolo să-l asculți, poate doar să-l asculți. Da. Și dacă îi dai și un sfat, cred că deja faci foarte mult. Cred că ăsta este secretul relației. Posibil. Voastre. Spune-ne, că ne-ai spus că ești rea, deși nimeni nu crede. Cât de important este în dans să fii disciplinat? Depinde ce fel de dans abordezi. Dacă vrei dans doar pentru timpul liber, este mai importantă creativitatea decât disciplina. Dar atunci când ai un grup sau când ești într-un grup de 13 persoane și vrei să fii pe scenă și vrei să obții performanțe, vrei să ridici publicul în picioare, atunci este foarte mare nevoie de disciplină și nu numai, de muncă multă este nevoie și de multă atenție către tine și către cel de lângă tine. Și atunci, da, este nevoie de disciplină, foarte mult. Și sunt ei la vârsta asta dispuși să muncească? Sunt, da. Sunt responsabili? Vorbim despre adolescență. E cam mult. Sunt responsabili. Să știi în măsura în care pot ei să fie. Nu da. Te întreb întâmplător, pentru că i-am văzut foarte... Eu i-am privit ca pe niște oameni, ca pe niște adulți, nu ca pe niște adolescenți, pentru că i-am văzut responsabili, i-am văzut cu simțul acesta de muncă dezvoltat. Și din câte ne-ai povestit tu, chiar m-a surprins. Există tineri, se spun, mult mai mari decât ei, care încă nu au acest simț al responsabilității. Da, asta mi-am dorit să-i învăț. Printre altele, mi-am dorit să-i învăț exact ce am spus mai devreme, să fie echilibrați, să se cunoască pe ei, dar și că în viață trebuie să muncești ca să obții ceva, să nu aștepte să le pice din cer sau... să învețe, în special, adică le-am impus o regulă, dacă cineva are note proaste, nu mai vine la dans. Bine, deocamdată se aplică doar la cei mari, la cei mici, încă nu.
Dar da, și dacă au avut probleme la anumite materii, s-au întâmplat să aibă probleme și le-am dat liber, nu mai i-am lăsat să învețe sau depinde. Depinde de copil, depinde de situație. Am abordat diverse soluții pentru problemele de genul ăsta. Da, dar ei chiar sunt muncitori și muncitori în dans sunt pentru că le place. Asta este ingredientul principal pentru faptul că au ajuns la nivelul la care au ajuns, faptul că le place foarte mult. Și atunci când simt că ar vrea să renunțe, e sentimentul în interior că poate totuși nu, poate hai că mai muncesc un pic și atunci e bine. Despre cum îmbinăm cu elevii tăi școala și dansul, discutăm după pauza de publicitate și o să mai vedem încă un material foarte frumos realizat ieri la tine la sală, dar toate acestea după o scurtă pauză de publicitate și revenim. Centrul Cultural Mioveni pune la dispoziția doritorilor o performantă tipografie digitală de ultimă generație. Fluturași, pliante, afișe, broșuri, mape personalizate, cărți, felicitări, calendare personalizate, toate acestea pot fi realizate cu ajutorul tipografiei digitale de la Centrul Cultural Mioveni. Oferim de asemenea servicii de legătorie. Editura Mioveni vă stă de acum la dispoziție cu serviciile sale, atribuire ISBN, promovarea cărții, sprijin pentru autori, lansări de carte și evenimente culturale. Oferim o gamă largă de servicii, începând de la concepția și realizarea grafică până la tipărirea și finisarea aferentă. Detalii pe www.centrulculturalmioveni.ro. SC Grebo 2003 SRL, magazin pentru generatoare de curent, compactoare, mașini de tăiat asfalt sau beton, motopompe, scule pentru construcții, pădure și grădină, compresoare de aer, panouri, structură metalică, motocultoare, toată gama de burghie pentru lemn, metal și zidărie, pompe și hidrofoare, echipamente de protecție a muncii, aparate de sudură. Cea mai bună calitate, cele mai competitive prețuri, personal specializat doar la SC Grebo 2003 SRL. Nu ne crede pe cuvânt, vino să te convingi în magazinul nostru din Mărăcineni, vis-a-vis de gara Gropeni, calea Piteș-Câmpul Lung. Muzeul Golești este spațiul istoric și cultural unic în care galeria unor mari personalități este evocată prin monumentele istorice ce aparțin curții goleștilor. Alături de ansamblul medieval al familiei Golescu, muzeul etnografic în aer liber povestește pe îndelete istoria culturii și civilizației tradiționale a satului românesc din secolul al XIX-lea. În ambianța gospodăriilor pomicole și viticole din România, în spații special amenajate, muzeul oferă activități de agrement cu specific etnografic, ateliere de meșteșuguri, programe educaționale axate pe tradiții populare românești, inițiere în echitație cu cai lipițani și ponei, plimbări cu trăsura sau căruța, filmări și fotografieri profesioniste sau de amatori. Universul muzeului de la Golești este magic prin cadrul natural și patrimoniul cultural de excepție în care fiecare dintre noi își regăsește valorile și istoria, identitatea și apartenența de neam, bucuria de a trăi momente speciale alături de familie și de prieteni. Ești puternic atunci când ești informat. Diferența stă în atitudine. Informația trebuie selectată. Implică-te și tu. Transformă informația în acțiune. Fii tu schimbarea pe care o vrei la alții. A
Atenție! Au început înscrierile pentru Festivalul Concurs Național de Muzică Ușoară la Leaua de Aur, ediția a noua, eveniment ce se va desfășura la Mioveni între 14 și 16 octombrie. Concurenții vor avea vârste cuprinse între 6 și 25 de ani, iar data limită de înscriere este 30 august 2015. Detaliile, regulamentul și fișa de înscriere pot fi descărcate de pe primăriamioveni.ro sau centrulculturalmioveni.ro. Korean pop sau muzica pop coreană este un gen muzical originar din Coreea de Sud, caracterizat de mai multe stiluri muzicale pop, hip-hop, rock, R&B și muzică electronică. S-a născut și a evoluat într-o mică subcultură între adolescenții și adulții tineri din Asia de Sud și Centrală, concentrată în jurul trupelor și cântăreților genului. Acest gen muzical a fost adus și la Pitești de o tânără pasionată de dans și de cultura coreană. Am abordat stilul de dans K-pop. Este un stil destul de popular în toată țara și constă în a reproduce coreografii din videoclipurile coreene la noi aici în sală și apoi în spectacole. Ce v-a determinat să alegeți acest stil? În primul rând ne-a plăcut muzica și în al doilea rând ne-au plăcut coreografiile. Coreografiile sunt făcute de unii dintre cei mai faimoși coreografi din lume și normal că ne-a plăcut și nouă să le reproducem. Am observat că aveți o grupă frumoasă. Sunt copii cu vârste cuprinse între? Între cea mai mică are 13 ani și cea mai mare are 19. Cum este să lucrezi cu copii? Foarte frumos, de asta fac. Este ceea ce mi-am dorit. Sunt pasionată în ceea ce fac și cred că o să se vadă asta și la ei. Ce fel de relații s-au stabilit între voi? Sunt relații de prietenie, sunt relații în profesor-elev, normal, dar sunt un grup unit, suntem o familie cumva, pentru că ne vedem des și ne înțelegem și ne iubim. Dansează și vei fi mult mai frumos și sănătos. Musculatura se va tonifia, iar celulita va rămâne doar o amintire, deoarece prin dans circulația sângelui este pusă în mișcare. Mai mult de atât, dansul este o terapie prin care eliminăm stresul și încărcăturile negative. Dansul, pe lângă faptul că ne ajută să ne menținem în formă, ne ajută să eliberăm stresul zilnic și ne ajută să avem o atitudine și o dispoziție mai bună în viața de zi cu zi. Deci, da. Recomandați! Absolut, deci da, pentru toată lumea, orice stil de dans, că este street dance, că este balet, că este fiecare cu ce se potrivește, dar fiecare ar trebui să-și exploateze dimensiunea interioară și să abordeze stilul de dans care îi place cel mai mult. Membrii grupului sunt încântați și practică această activitate cu plăcere și dăruire. Cum te numești? Manole Roberta Georgiane Nicol. Și ce vârstă ai? 16 ani. La ce liceu ești? La Dinu Lipat, liceul de arte. Și ce te-a determinat să faci parte din acest grup? În primul rând, suntem foarte uniți. Sunt diferiți copiii de aici și este diferit mediul în care ne desfășurăm activitatea. Este diferit totul, până și stilul pe care îl abordăm, prin diversitatea mișcărilor, diversitatea sunetelor, tot. Cum se numește stilul? K-pop. Și ce înseamnă? Korean pop, pop corean. Andrada. Și ce vârstă ai? 16 ani. La ce liceu ești? La Ion Canta Cuzino. Și ți se pare greu să îmbini școala cu dansul? E dificil la început, dar apoi dacă faci ceea ce îți place, nu mai contează și poți să le îmbini pe amândouă. Ce te-a determinat să alegi acest stil de dans și nu altul? Acest stil de dans e diferit de celelalte și am multe lucruri în comun cu el. Chiar dacă nu înțelegem în mare parte cuvintele, prin coreografie și prin gesturile lor, înțelegem. Și ne place. Relația cu colegii tăi care este? Foarte bună. Suntem prieteni chiar din prima clipă în care ne-am întâlnit și trecem prin toate împreună. Dansezi de mult timp? De un an și ceva, aproape, da. Aproape un an jumate. Relația cu instructorul care este? Foarte bună. O iubesc pe Simo și ne învață multe. Avem multe de învățat de la ea și de fiecare dată când avem ceva să întrebăm, nu înțelegem anumite lucruri, mergem la ea și ne spune, ne învață. Numele meu este Bianca. Și câți ani ai? 17.
Și la liceu, la ce liceu ești? Zinca Golescu. Și cum te descurci să îmbini cursurile școlare cu ceea ce faci aici? Păi nu este foarte greu. Școala e școală, dansul în timpul liber. Ce te-a determinat să îmbrățișezi acest stil de dans? Este ceea ce îmi place și ceea ce mă caracterizează. E altfel față de ce se face peste tot. Ce înseamnă pentru tine faptul că faci parte din acest grup? Păi, pentru mine nu este doar un grup, este ca o familie. Mă simt foarte bine aici, sunt ca la mine acasă, așa ore întregi în sală. Este foarte plăcut. Dansezi de mult timp? Dansez de un an și ceva. Mie nu mi se pare foarte mult, dar vreau să merg în continuare și să fac dans. Vrei să ajungi la performanță? Posibil. Nu se știe ce ne oferă viața. Cum te numești? Mâna Răzvan Andrei. Și ce vârstă ai? Am 16 ani, în curând o să am 17. Particip de mult la aceste cursuri de dans? Da, la Chip. Particip de peste un an și câteva luni. Am început să dansez cu Simo, instructoarea noastră, acum 2 ani. Cu street dance. Ce te-a determinat să îmbrățișezi acest stil și nu te-ai orientat către altul? Acum dans ceva am aflat de fapt de K-pop. Sunt pasionat de ceva timp de street dance și asta am surprins de foarte mult, însă mi-a făcut curajul. Și am aflat mai curând, cum am spus, de K-pop. Acesta combină street dance-ul cu Corea, înaintele mele favorite. Eu am fost fascinat de cultura asiatică și așa zic că are un alt farmec pentru mine, K-pop-ul. Sunt mai multe lucruri care îmi plac, nu doar street dance-ul. Am observat că ești singurul băiat. Cum este să lucrezi cu atâtea fete? Mi se pare ok, cum că sunt prieten cu ele, n-am probleme. Nu știam că sunt singurul băiat inițial oricum. Nu știam că nu o să mai vină alți băieți. Am mai venit unul, l-a plecat după o lună, cam așa. Da, comunic ca și cum ar fi niște băieți, ne înțelegem, suntem o trupă. Dragi prieteni, am revenit. Simona, ți-am adresat o întrebare înainte de publicitate. Nu știu dacă ți-o amintești, dar ți-o reamintesc eu. Cum îmbină copiii școala și dansul din punctul tău de vedere? Pentru că ne-ai spus mai devreme că este foarte important ca ei să obțină și note mari. Cum reușesc ei să-și organizeze timpul? Acum, noi cursurile, antrenamentele, le-am avut în anul școlar care a trecut, numai în weekend. Tocmai pentru a nu-i încurca și pentru a putea să-și dedice timpul învățării, școlii, liceului sau unde merg ei. Acum, dacă există probleme legate de școală, mi-am rugat pe părinți, când am discutat, să mă anunțe și să încerc să discut cu ei, tot în calitate de prietenă. Ei se descurcă bine. Cumva dansul nu îi încurcă. Am pentru văzut că sunt la licee foarte bune. Da, toți. Da. Și mi s-a întâmplat un lucru foarte drăguț pe care aș vrea să vi-l povestesc. Da. Una dintre fetele care e în grupa mare sau în trupa power, ca așa se numesc, avea probleme cu matematică înainte de a începe să facă dans. Și am lucrat vreo 2 luni și jumătate, după care a venit și mi-a spus, știi, de când fac dans, am început să înțeleg matematică la școală. Cumva parcă și dansul și matematica au logică și acum la ori eu înțeleg ce-mi povestește profesoara. Și a fost așa, m-am simțit foarte bine, a fost o mică reușită. Deci cumva mișcarea, dansul, ajută, le oxigenează creierul, îi ajută să se destindă, pentru că au nevoie și de asta, și îi ajută și dezvoltă anumite funcții ale creierului, prin care ei reușesc să obțină performanțe mai bune și la școală. Deci, dragi copii care aveți probleme cu matematica, Simona vă așteaptă să le rezolvați prin dans. Ne spuneai și că ai o relație cu părinții. Este important să păstrezi o legătură cu părinții elevilor tăi? Din punctul meu de vedere, da. Copilul cu care lucrez are un trecut. Are o familie, este obișnuit să interacționeze într-un anumit fel.
Și mai sunt și probleme de genul pleci în alt oraș. Și atunci este, mi se pare normal să te cunoști dinainte cu părintele și să aibă încredere în tine. Adică și eu dacă aș fi părinte, același lucru l-aș face. Aș fi implicat în viața copilului meu și aș vrea să văd unde se duce, cu cine, am încredere, n-am încredere. Și atunci, da, e foarte important să mă cunosc cu părinții copiilor. Este vorba până la urmă de anturaj, ei își formează acum un grup de prieteni. Da, da. Am înțeles că dansul ne ajută să ne menținem în formă, ne putem elibera de stres, dar până la urmă cred că dansați cu un anumit scop. Ce vizați? Care sunt planurile de viitor? Planul este să ne dezvoltăm cât se poate de mult. Acum nu toți vor ajunge dansatori, asta e clar. Dar mi-am dorit să-i învăț și faptul că sportul este important, când vor alege, indiferent ce cale vor alege, să nu uite să includă dansul sau sportul în viața lor de zi cu zi, ca să-i ajute. Și ca și scopuri ale trupei, sunt să mergem la concursuri naționale, internaționale și așa mai departe. Cu cât mai sus, cu atât mai bine. Acum, următorul pas este să ne înscriem la audiții. Ne-am înscris deja la o emisiune destul de populară. Da. Și să vedem care sunt rezultatele. Învățăm să lucrăm cu camere într-un studio, să fim filmați, să fim pe scenă, pe scene mai mari decât am fost până acum. Și rămâne să vedem rezultatele. Teoretic, ar fi frumos dacă am reușit să la emisiunea pe care ne-am propus-o și să fim cumva ambasadorii acestui stil de dans, să ne facem cunoscut la nivel național și apoi internațional. Cum ați încercat să vă promovați până în momentul de față? Avem o pagină de Facebook. Am participat la diverse spectacole în Pitești, în special, și sperăm să ne extindem în județul Argeș. Și ne-am implicat în diverse proiecte, mai mult pe internet, în sensul că ultimul proiect pe care l-am făcut a fost să colaborăm cu o trupă de dans din Indonezia, care au făcut o coreografie sau s-au axat pe o anumită trupă coreană, bineînțeles. Noi ne-am axat pe aceeași trupă și practic am făcut un videoclip împreună. Noi din România, ele fiind din Indonezia, deci a fost ceva foarte drăguț. În rest, pe plan internațional ne-am înscris la două concursuri care se desfășoară online. Am avut vizualizări, a fost una dintre reușite a fost faptul că am fost hot clips pentru o zi și am avut foarte multe vizualizări și voturi, mulțumim. Și mai departe sperăm să ne dezvoltăm și să chiar să ajungem în Coreea la un festival pe care îl vizăm. Cum se numește pagina pentru a putea... Trupa se numește Power. Numele trupei se scrie P.W.R. Și chiar așa o puteți găsi pe internet. PWR Power. Cum a venit ideea asta originală de numele trupei? I-am rugat, de fapt numele l-am ales împreună. Și am... Tot ca o familie. Tot ca o familie, bineînțeles, da. Și am rugat să-și aleagă trei calități pe care și-ar dori să le aibă în trupa sau în trupa pe care își doresc sau în grupa pe care doresc să-și o formeze. Și și-au ales, bineînțeles, power. Power, wisdom și respect au fost alegerile lor și, practic, asta au vrut și cumva se văd și a fost așa, a fost o dorință de început și în momentul de față chiar se întâmplă să aibă aceste calități pe care și le-au dorit ei la început să le aibă și să le arate și celorlalți. Cu sloganul Let's Burn! Ne-ai povestit despre planurile tale în legătură cu trupa, în legătură cu ce aveți voi de gând să faceți pe mai departe, dar nu ne-ai povestit despre ce ai de gând să faci cu acest nou curent, cu K-pop. Cu K-pop.
Cu K-pop, eu tot din dorința și tot din pasiunea pentru cultura coreană, pentru filme, pentru muzică și pentru cultură și pentru popor în general, am adus în Argeș Asociația Româno-Coreană, Asociația Interculturală Româno-Coreană. Este la nivel național și practic am înființat punct de lucru pe Argeș și sunt și coordonatorul al acestei asociații și al acestui punct de lucru. Și de aici cel mai apropiat plan, să zic, cel mai apropiat obiectiv este să ne înființăm un birou, lucru care se va întâmpla luna viitoare. Vreau să înființăm cursuri de limba coreană în Pitești. Este în curs de îndeplinire a acestui proiect. Și îmi doresc foarte mult ca la anul să organizăm un festival K-pop și în Pitești. Și aici este, în practic, ăsta este unul dintre cele mai importante proiecte pentru anul viitor pe care l-am cu asociația și cu trupa. Pentru că până acum majoritatea concursurilor s-au organizat la nivel național. Eu mi-aș dori să organizăm ceva la nivel internațional și, de exemplu, cum am colaborat cu trupa din Indonezia, să le adresăm, să le contactăm și să le adresăm o întrebare dacă vor să vină în România și să concureze, bineînțeles, cu premiu, cu criterii clare de jurizare, cu un juriu din afară, nu neapărat din România. Adică aș vrea să organizăm un festival în bună regulă și de o foarte mare amvergură. Cum au primit, din punctul tău de vedere și din ce ai văzut până acum, publicul piteștean, ca să zic așa, cum a primit această idee de dans corean, de K-pop? De fapt, K-pop este de dansul. Da. Piteștenii sunt pasionați de cultură. Asta a dovedit-o și faptul că la ultimul festival organizat, unde au fost dansuri tradiționale, chiar a câștigat Coreea de Sud. Deci românii sunt și piteștenii în general sunt pasionați de cultură și de popor și sunt curioși și ar vrea să vadă mai mult. Acum, în ceea ce privește K-pop-ul, este nevoie să intre mai mult în contact și să știe despre ce este vorba înainte de de a le vedea pe fete, ca să înțeleagă ce vor ele să transmită. Dar și așa, rezultatele au fost bune. Oamenii au fost impresionați de ele pentru că dansează cu multă putere, de aici și numele trupei. Și este plăcut ochiului pentru că oferă altceva. K-pop-ul, am înțeles, este o pasiune a ta. Da. Dar spune-ne despre street dance. Street dance. Aș vrea să vă explic mai întâi despre street dance. Acum, cred că știți și alte stiluri de dans, sunt balet, sunt dansul sportiv, dar sub paleta, de exemplu, a dansului sportiv, există samba, cha-cha, mai multe stiluri, da? La fel se întâmplă și cu street dance-ul. Street dance-ul este numele general, dar sub paleta street dance-ului se ascund mai multe stiluri, ca de exemplu hip-hop-ul, popping-ul, locking-ul, crumping-ul, tatting-ul și așa mai departe. Există stiluri, există, contrar a ceea ce cred mulți, există tehnică și sunt anumite criterii pe care trebuie să le respecti, b-boying-ul de altfel. E adevărat că genul de dans a pornit de pe stradă, a pornit din America și a pornit de la petreceri ca mișcări făcute în cadrul anumitor petreceri. Dar de-a lungul anilor s-a dezvoltat foarte mult și în momentul de față se organizează campionate inclusiv la nivel mondial cu un nivel de performanță foarte, foarte ridicat. Ne-ai vorbit despre tehnică în dans. Cât de mult contează tehnica, munca și cât de mult ține de talent? E nevoie de toate. E nevoie de toate pentru a face performanță. Dar asta nu înseamnă că dacă, de exemplu, un copil este mai puțin talentat,
dacă este mai muncitor, cu siguranță va avea rezultate mai bune decât un copil talentat care nu muncește. Așadar, e important să ai din toate și să-ți dedici timpul. În dans, ca și în orice alt sport, privit din punctul ăsta de vedere al sportului, este nevoie ca să faci performanță, e nevoie de timp, de muncă și fizică, de efort psihic și de o paletă întreagă de calități ca să ajungi campion. Pentru că și aici poți să ajungi campion. Eu am înțeles că practici această meserie cu pasiune și dăruire, însă poate fi considerată o meserie de viitor, profesia de coreograf? Absolut. Este un pic dificil pentru că street dance-ul în momentul de față nu este reglementat, să zicem, oficial. În sensul că există federația de dans, există campionate de dans sportiv, există baletul care este acceptat de federație. Sunt acceptate și categoria de street dance, dar mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mi se spună că street dance-ul nu este dans. Pentru că nu există campionate, asta a fost ceea ce mi s-a spus, nu există campionate, nu există tehnică, nu există criterii de jurizare și atunci voi cum vă numiți dans? Că așa la petreceri dansăm și noi. Ideea este că lucrurile astea au început să existe și din moment ce se organizează campionate la nivel mondial, au început să se organizeze campionate și la nivel național. În Pitești deocamdată nu, dar sper să ajungem și acolo. Cu siguranță este momentul în care merităm să fim luați în seamă. Și atunci, da, este. Mulți dansatori, respectiv coreograf, după ce au reușit să se facă oarecum remarcați, au plecat peste hotare. Dacă ți s-ar oferi posibilitatea asta, ai pleca? Nu. De ce? Pentru că eu îmi doresc, am început să practic meseria asta pentru că îmi doresc să lucrez cu copii români. Nu îmi doresc să merg în străinătate. Mi-am dorit să învăț copiii de aici, din țara noastră și din orașul nostru, să-i învăț câte puțin din ceea ce cred eu că este bine și din cum cred eu că aș putea să-i dezvolt, să ajungă mari și să ajungă niște adulți echilibrați și puternici și poate importanți. Și atunci nu vreau să plec în străinătate, deși mi este greu încă în Pitești, pentru că meseria nu este una luată în serios. Eu chiar voiam să te întreb, scuze-mă că te-am întrerupt, da. Cum este privită această meserie în țară? Ca să nu te întreb cum este plătită încă. În țară depinde de oraș, depinde de concepția oamenilor. De exemplu, la București este destul de apreciată. Au început să, în special pe street dance, au început să apară în videoclipuri, sunt artiști care promovează stilul hip-hop și atunci cumva este normal să vină dansatori de street dance, coreograf de street dance, sunt cooptați pentru acele videoclipuri și sunt apreciați în lumea muzicală și a dansului. În țară există orașe unde într-adevăr sunt dezvoltați, sunt școli foarte cunoscute, dar în Pitești este mai greu. Prin prisma asta. Până acum, atitudinea pe care am primit-o eu de la cei cu care am discutat inițial a fost același lucru. Street dance-ul nu este dans. Dacă vreau să dansez copilul, să mă duc la dans sportiv dacă vreau să facă performanță. Și ne încadrează acest stil? Dacă nu este dans, ce este? Este dans de petrecere. Dar și la petrecere românii preferă alt stil muzical și atunci nu știu unde ne încadrăm. Deci încă ne zbatem. Se înțeleg că vă luptați cu prejudecățile. Da, da, este. Și mai ales că în grupa
în trupa pur sunt mai fete, atunci este și mai... În plus, eu sunt singurul profesor de street dance din câte știu eu din zona noastră, fată. Și atunci mă lupt și cu prejudecata asta. Sunt foarte mulți, foarte multe persoane care zic: a, păi da, o fată nu poate să predea acest stil de dans. Și atunci este un pic cam greu. Simona, pentru că ne apropiem cu pași atât de rapid de sfârșitul emisiunii, aș vrea să ne spui care este raportul dintre sport și artă în ceea ce privește dansul. Dansul este și sport și artă. Așa cum vă spuneam mai devreme, ca să ajungi la performanță, ai nevoie de o evoluție, aborda tot genul de pregătiri, ca și în sport, și a te dezvolta la nivelul corpului. Dar pe lângă asta, ai nevoie și de creativitate și de a te explora pe tine. Cred că ăsta este și unul dintre motivele pentru care anumite persoane aleg să practice street dance, K-pop sau dans sportiv sau balet și așa mai departe. Pentru că cumva stilul se potrivește cu dimensiunea lor interioară. Și atunci este foarte important. Este foarte important să te exprimi, să înveți să te exprimi și să o faci în așa fel încât publicul tău, chiar să ridici publicul în picioare și să înțeleagă clar mesajul pe care l-ai trimis. Deci dansul este o formă de exprimare. Este, da. L-ai văzut, deja elevii tăi îl consideră o formă de exprimare, reușesc să se exprime prin dans? Cred că ăsta a fost motivul pentru care au început să lucreze, pentru că a fost o formă de exprimare pentru ei. Lucrezi de cât timp cu ei? De un an și jumătate. Și când i-am cunoscut, pe majoritatea, erau foarte timizi, tocmai de asta spun, erau foarte timizi și retrași. Și asta i-a făcut să vină la dans și să îl practice cu atâta pasiune, pentru că a fost modalitatea lor prin care s-au exprimat și și-au somatizat acele sentimente pe care le aveau înăuntru și poate erau unele pozitive sau unele negative. Simona, îți mulțumim foarte mult pentru că ai venit astăzi. Le-ai dat această idee de exprimare a tinerilor, nu orice dans, K-pop. Căutați-o pe Simona pe pagina ei de Facebook și înscrieți-vă la o astfel de formă de exprimare. Noi ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!